Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din SAMP. Înainte să începem acest episod, vreau să mulțumesc pentru like-urile de la episodul trecut. Am strâns aproape 50 de like-uri și n-am decât să vă mulțumesc pentru treaba asta. Mă bucur că încă sunteți persoane care mă apreciază, chiar dacă joc și pe alt server. N-aveți decât respectul meu pentru treaba asta. Haideți să facem și la acest episod peste 30 de like-uri. Modpack-ul l-aveți în descriere, este modpack-ul pe care am filmat și în episodul trecut. În episodul trecut am jucat cu NB, adică așa, Shift și F12 frumos să activați și să dezactivați Shift și F12. V-am spus, este un modpack high PC, deci nu o să vă meargă pe un PC cu Intel Pentium și o placă de 512 mega memorie dedicată. Hai să opresc eu mod sunetul ăsta din joc, pentru că mă cam seacă la... Cam așa am face în cap mașina asta. Azi conducem un BMW X6M, nu știu dacă e ca lui Dorian Popa mai exact, dar în fine e Hunter-ul pe care l-am cumpărat eu din dealer și am 830 de kilometri pe el de fapt. Mai întâi mergem până la Stupi, locație Stupi Albine, pentru că s-a făcut mierea. Vă invit și pe voi să vă jucați pe Ruby la jobul Beehive, la jobul de apicultor. Apicultor cred că înseamnă Beehive, dar n-avea cum să zică albinar. Da, la jobul Beehive, aveți aici în Jobs. A, nu pot folosi pentru că am un checkpoint activ. În fine, uite că mai văd că mai e aici un băiat care pune și el stupii frumos. A, uitați frumos, stupii mei. Mergem frumos în checkpoint, apăsăm pe tasta ALT și... Ce am primit? Am primit un respect bun și niște bani de la fermieri. Apoi trebuie să mergem să mai dăm încă o dată work aici, jobs și la Beehive. Bac, vă pune un checkpoint prin Las Venturas Country și vă duce și pune stupii. Nu o să mergem acum pentru că trebuie să așteptăm 200 de secunde și nu așteptăm acum. Eu te pe ăsta. Băi, vrăduț, ce ai făcut cu metre? Nu știu unde să mergem mai exact, cred că o să mergem în SF, mergem în SF să facem niște mineri, pentru că am poftă așa să muncesc, să minerez un pic și să vorbim despre treaba cu averea de pe OG, pentru că m-ați întrebat mulți prin comentarii și mulți prin mesaje private dacă îmi vând averea de pe OG, dacă dau averea de pe OG și așa mai departe. Hai că nici nu mai exploda și pe mine băiatul ăsta, mi-a dat, o să mă... Aha, uitați, avem și nos aici în port bagaj. Din păcate, tobele sunt ca ale lui Bercea. Îmi este mai mult fum decât pe o parte decât pe cealaltă. Dar asta e, dacă ai BMW și n-ai măcar o problemă la el, sau dacă nu e o tobă mai diferită decât alta, n-ai BMW, frate. Vorba aia, noi avem X6. Faruri nu mai avem. Nu mai avem faruri. Aveam și o Angelize, dar nu mai am. Sper să nu fure și mie ăștia senzorii ca lui Dorian. Dar n-am senzor, eu am sită. Așa că n-aveți ce să furați, băi. Așa. Modpack-ul, v-am spus, îl găsiți în descriere. Nu știu dacă am mai spus la început. Am uitat. Dar mai zic încă o dată. Găsiți modpack-ul în descriere. Modpack-ul lui Lupus, cum am mai spus. Alături de componentele calculatorului meu și de ce mai e prin descriere. Pentru că vă invit să citiți descrierea. Pentru că am primit unele mesaje ce calculator ai și prin comentarii și... Da, configurația PC-ului meu e de fapt în descriere. Ar trebui să vă uitați acolo, găsiți tot ce vreți voi, începând de la carcasă până la sursă, placă video, tot ce vreți voi să știți, acolo găsiți în descriere. Hai să mergem la miner. Minerul e aici, lângă spawn, unde te spawnezi, lângă Cilia, dați le jobs. Da, cred că știți că jucați pe Ruby și dați la miner și vă duce aici la checkpoint. Bă, încă o treabă pe care vreau să vă spun, știți că am mașina asta, o am doar cu... nu scrie aici, Haydn-ul, în fine. Am doar oculare Haydn pe ea și aș vrea să pun 2X. Și tot am pus anunțuri, frate, și nu găsesc... Nu găsesc culoare Haydn, nimeni nu vrea să-mi vândă o culoare Haydn, adică nimeni nu-mi dă mesaj. Vei putea, am înțeles, peste 60 de secunde. Deci
Nimeni nu mă contactează. Pun de câteva zile anunțuri că vreau să cumpăr oculare Haydn și nimeni nu se deranjează să trimită un mesaj cu care oculare Haydn. Și de asta vreau să vă întreb pe voi, dacă aveți oculare Haydn, pentru că doar de una mai am nevoie, dați-mi și mie un mesaj pe joc sau lăsați-mi un comentariu la acest clip dacă aveți culoare Haydn alături de numele vostru de pe joc, pentru că vreau și să-mi pun 2x pe ăsta, pentru că aș vrea să-l țin până când o să rămălați de server, până când nu prea aș vrea să vând Huntley ăsta, pentru că mi l-am dorit și vreau să rămână mașina ca prima mea mașină, vreau să rămână pe cont. Hai mă, 15 secunde. Deci vă rog frumos, lăsați-mi acolo un comentariu cu numele vostru de pe joc și dacă aveți, deci lăsați comentariu cu numele vostru de pe joc doar dacă aveți culoare Haydn. Dacă nu aveți, nu lăsați, lăsați un alt comentariu, ce vreți voi. Bun, dăm work și mergem la checkpoint. Bun, hai să vorbim despre treaba asta, despre averea mea de pe OG, pentru că mulți mă întrebați, mulți îmi cereți dacă vând averea. E bine, răspunsul, o să vă spun scurt, nu o să vă iau pe ocolite, bă, știți, stă așa cu averea și așa. Răspunsul este nu, de ce? De ce nu vând averea? E bine, pentru că până la urmă am muncit pe contul ăla. Da, am muncit, recunosc, am muncit, am și eu skill 6 pe la unele joburi, ați mai donat și voi, asta nu contează. Dar cert este că eu am făcut kilometri pentru mașinile alea, eu am muncit pentru unele mașini, nu zic pentru toate, pentru că unele mașini mai sunt cumpărate și din banii donați de voi, adică mai sunt, au mai fost unele donații la care am mai strâns și eu și ați mai donat și voi, unde am făcut bani pentru anumite mașini, începând de la Hotring. Mi-am luat odată un Hotring, n-aveam destui bani și ați mai donat voi și da, s-au făcut banii pentru Hotring, dar nu o să vând averea, nu o să vând nici mașinile, nu o să le dau nici pe Moca, nu o să vând nici contul, pentru că pe cont am 600 ceva de ore, dacă nu mă înșel, puteți verifica voi pe OG, pe panel, am 600 de ore și n-are rost să vând contul, plus că e un cont bun și nu se știe, probabil o să mai, adică probabil, o să mai intru și eu pe OG din când în când să văd care mai e atmosfera pe acolo, dar nu să intru în facțiuni sau să mă joc atât de mult. Acum tractarea aici, pentru că trebuie să fac și eu ore, deja am să mai dau un stat așa în caz că na, ne vedem de la o zi la alta, am făcut și eu level 8, am 21 de ore. Nu mă joc ca disperatul, dar aici se contorizează și timpul și tot ce trebuie. Și am făcut 21 de ore. Na, trebuie să facem nivel 10, să intrăm în facțiune. Probabil că facțiunea în care aplic, în care vreau să intru, o să vă spun în episodul viitor. Nu acum, în episodul viitor, probabil. Dacă sunteți băieți cu mine și dați like la video ăsta și facem 50 de like-uri, o să vă spun în episodul viitor. Deci, da, scurt pe 2, nu vând averea de pe OG, nici contul, nici banii și așa mai departe, pentru că am vândut, business-ul l-am vândut, dar nu pe bani, real, pe bani în joc. L-am vândut unui băiat de pe live, iShare mi se pare că îl cheamă pe băiat, dacă se uită, salut, mane, l-am vândut, mi-a dat, oferit băiatul 1.8 pe el, i-am dat, am 2 miliarde, cred că mai am 2 miliarde pe cont și mașinile sunt exact cum le știți din ultimul videoclip, alea au rămas, banii 2 miliarde, același cont, cu aceleași ore, n-am mai jucat nimeni pe el, am intrat eu decât acum câteva zile când i-am dat contul, stai că trebuie să rămân în mașină, când am intrat acum câteva zile să-i dau business-ul băiatului și atât, de atunci n-am mai intrat, dar e posibil să mai intru câteodată și să mai stau și eu pe acolo cel puțin jumătate de oră, 15 minute să mai vorbesc cu cunoștințe, să mai văd care mai e atmosfera pe acolo, pentru că e un server pe care totuși am jucat 2 ani și mi-am făcut cunoștințe și prietenii și acum le am. Da, și o să mai intru rar pe OG, dar rar și cu folos. Trebuie să așteptăm 3 secunde, o secundă. Bă, sper să nu fie prea tare muzica asta, eu aud destul de tare în căști. Sper să nu fie totuși prea tare. Uite mai încet.
Și cam asta e treaba cu, cu averea. Nu, nu o vând pentru că am tras acolo, am jucat cont făcut de la zero. Puteți să vă uitați acolo când am intrat. Am intrat pe 25 martie, mi se pare, nu mai știu exact. Pe 25 martie 2016. Sus. Nu vrei? Hai, mă. Bine. Bună. Da, mă. Și cam asta e treaba. Scurt pe 2, nu, nu vând averea și nici bani, nici cont. Și mai departe, așa că nu mă mai întrebați pentru că nu vă alegeți cu nimic dacă mă întrebați dacă vând averea sau contul sau mașinile. Nu. Nu le vând. Le țin acolo pe cont să putrezească. Hai să... să mai facem și minereul ăsta și o să încheiem episodul pentru că atât am avut să vă spun. M-am spus în episodul viitor, probabil o să vă spun. Dacă strângem 50 de like-uri la videoclipul ăsta, o să vă spun și în ce facțiune voi aplica. Pentru că mulți ați încercat să ghiciți prin comentarii, a spus paramedic, taxi. Nu știu, băieți, nu știu, băieți și fete, nu știu ce... nu știu ce facțiune, o să vedeți și voi când o să aplic, nu? Sau în episodul următor, dacă dați like la acest video și facem 50 de like-uri. Bun, păi cam ăsta o să fie videoclipul, cam ăsta este videoclipul. Sper că ați înțeles și sper că m-am făcut înțeles ce am avut de spus în legătură cu banii și cu contul și cu mașinile și așa mai departe de pe OG. Nu le dau, să rămân acolo pe cont. Bun, și cu Haydn-ul nu uitați, dacă aveți, vă rog eu frumos, dacă aveți o culoare Haydn și nu o folosiți sau vreți să o vindeți, lăsați-mi în comentarii numele vostru de pe joc și vă contactez eu, stabilim prețul și o cumpăr, pentru că am și eu nevoie să fac Huntley-ul ăla 2X. Bun, cam asta a fost episodul, eu am fost Răzvan, vă mulțumesc de vizionare, dați like, comentariu, abonați-vă, dați pe clopoțel și noi ne revedem mâine, duminică frumoasă să aveți și toate cele bune. Pa, pa!